Reprezentanții companiei Gările Automoderne, în spatele căreia ar sta oligarhul Fugarila au depus o plângere penală la Centrul Național Anticorupție. Aceștia acuză agenția proprietăți publice de acțiuni ilegale, inclusiv îndepărtarea companiei de la administrarea gărilor și stațiilor auto din țară. Șeful APP, Roman Cojuhare, a respins acuzațiile într-o reacție pentru One TV atât PPE cât și întreprinderea de stat, Direcția pentru Exploatarea Imobilului, către care au fost transmise în gestiunii gările, acționează strict conform cadrului legal. Și întreprindem toate măsurile și deci punem toată stăruința ca gările să fie gestionate cât mai eficient și interesul statului și a călătorilor. Reprezentanții Centrului Național Anticorupție au menționat că plângerea va fi examinată în conformitate cu prevederile legii, potrivit președintelui CUB, Igor Muntanu, care anterior a condus Comisia Parlamentară de Anchetă privind privatizările efectuate în perioada 2013-2019. Condamnatul fugar Ilan Șor este păpușarul schemei infracționale de concesionare a gărilor și stațiilor auto din Republica Moldova. Declarațiile au venit în contextul în care Agenția Proprietății publice a decis în data de 19 august să preia unilaterală în gestiunea statului cele 30 de gări și stații auto. La doi ani după ce contractul de concesionare cu compania Gările Auto Moderne a fost reziliat, motivul a fost că agentul economic nu și-a respectat obligațiile asumate. În rândul său, Iurie Moroz, administratorul companiei Gările Auto Modernă, a negat că întreprinderea pe care o conduce ar avea legătură cu grupări infracționale, susținând că va contesta în instanță Decizia autorităților. Anterior, prima instanță și instanța de apel i-au respins solicitările privind anularea rezilierii contractului de concesionare.